Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Scrap Mechanic. Suntem aici alături de Manevră și Adelin. Și toate că mi-a fugit mouse-ul. Băi, avem ceva tare episodul acesta. Avem launchpad-ul din Fortnite, care chiar merge uneori, când are chef. O încercare eșuată. Ai sărit de pe el. Bă, dar numai la tine nu merge. Și care este ideea? Opa, m-am dat prea într-o parte. O să punem mai multe. Uite, îl punem aici că e drept. O să mai punem unul aici jos și o să încercăm să urcăm așa pe ele. Opa. Invers. Bă, l-am rotit. Adică l-am rotit. Mai punem unul aici și o să punem și unul în ultima... Invers. În ultimul hău acolo. Ia, vine în apă, vine în apă. Și avem și apă pe aici, da. Bă. De știi ăștia. E morți. Morți. E pești morți. Apropo, mă, băieți, îmi pare rău de programul de postat zilele astea, doar că am avut de făcut mai mult la motocicleta mică, mă pregătesc să o fac, să o dau, să o vând, pentru că vreau să o dau. Ce explicație bună. Așa, băieți, sunteți gata? Deci cine o reușește pe asta dintr-o plecare, e, știi tot ăsta să-l faci bam, bam, bam. Hai, încep eu. Stai că te împinge invers, nu-i bine. Pune-l mai în stânga. Gata. Bă, poți să cazi direct pe ele. Ăsta nu s-a mai activat. Bă, sunt sus, sunt sus. Hai da. Iută-l. Mă urcă-te spate. Da, știi, trebuie să mergi tu dinainte în față. Bă, un challenge, știi ce ar fi? Să sari, să țopăi de pe una pe alta. Bam, 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 bam. Sărac Adelin. Sărac de jos. Adelin și-a ajuns sus. Adelin, stai acolo. Încerc să fac ceva. Ăla-i manevră! Ai aruncat-o la napă. Greutatea asta. Că ești gras. O ultima sus n-am mai, nu mai, nu poți să urci, orice, nu? Da. A, dar nu se activează, mă, dacă sar direct, o buguiești. Manevră! Da, așa. Bam. Hai, ia, de 3 ore am încercat, n-am putut. De ce? Nerăbdare. Nerăbdare, hai, dă-i. Unde ești? Oh, te-ai dus. Fii atent, hai să... Ia, de fapt nu putem să le ștergem. Le lăsăm aici? De fapt nu, ștergeți-le și urcăm cu mașina. Luați fiecare câte una. Stai aici să mă duc mai jos. Nerăbdare. Așa. Apropo, mă, băieți, mâine, duminică... Da, mâine... băgăm live, ca lumea, pe YouTube. Păi Strincra vedem, nu uite, nu uite. Să vine vacanță. Stai așa să iau bug-ul ăla. Acum am văzut cât de bine merge la off-road. Numai că îl îngreunează ăștia cu scaunele lor. Măcar e egală greutatea, știi? Alea al meu, nu? Nu-i cred cum e ăla. Ia luat-o. O să urcăm cu mașina asta. Credeți-mă că urcă. Pe aici n-are treabă. Stați așa, urcând la virajul ăla, facem așa, bam, și ne aruncă. Cred. Sper, data trecută nu mai știu cum am făcut. Fuuu, neluțu! A, uite, mă, băieți, mașină de off-road aici. Pe asta am făcut-o când aveam undeva la 300 de ore în Scrap Mechanic. Bine, nu prea mai făcut proiecte de astea așa importante. Acum am 944 de ore în jocul ăsta. Trist. Ar trebui să încep să mai fac. Bine, voiam să-i fac, am zis, o să-i fac un update mașinii, o să facem un episod. Să-i facem un centru de greutate să nu o poți răsturna. Și să poți muta centrul ăla de greutate în funcție de cum e pe aici, gen, să te ajute sau în mare parte e să te ajute, de-aia vrei să-l muți.
Și o să face mai ca lumea, dar probabil o să fie mai grea. Sistemul ăsta de suspensie încă e super decent. Avem aici camera, doamne, tabăra aia, dacă mai știți, cu corturi, dacă făcut da. Atunci. E, am făcut înapoi bapa aia. Am o tăietură la limbă. Trebuie, nu? A, nu intru de voi. Mă împinge ăla cu scaun. Uite. Ha, da. Facem aici tabără. Duceți-vă sus. Facem cortulețe de alea rapid. Și o să facem să ne luptăm cu chestii. O să facem două echipe când intrăm mai mulți. Și ne luptăm. Ați ajuns sus? Mai am. A, da. Da, nu mai sunt cortul. Păi nu e aceeași mapă manevră. Mai știți când se făceau corturile? Le facem din materialul la roșu. Adelin făcea niște corturi. Fac eu un cort aici. Așa. Ăsta să fie la cortul cel mai mare, știi, al echipei. Aici facem întâlniri. Meeting. Asta de aici e mai mare. Nu, no, dar nu vezi, mă, că vine Iurea, nu vezi că vin ăsta, chiar uite unde l-ai poziționat. Păi nu te prea lasă să-l pui chiar cum vrei tu. Ba da, te lasă să-l pui chiar cum vrei tu, uite. Te duci mai în iarbă. Nu faci atât. Poate mai lat în partea asta, gata. Nu te duci până la ciobanule. Tu cu Adelin. Nu, no, deci am o tăietură la limbă. Credeți-mă că e o durere să vorbesc. E un chin. Ce-mi place. Eu și ciocănel și de-alea. Bă, băieți, chiar sper să vină mai repede survival-ul. Adică imaginați-vă cât de tare ar fi. Am făcut noi un trailer pe acolo. Știu că nu prea v-ați uitat. Dar ideea este că e destul de tare. Când se va băga o să fie super. Și astea mai pot să le apropii, cred că un grad cu un grad, nu? 46, 46. 47, 47. 7. Așa. Și uite pe partea de sus, putem să punem cubulețul ăla și se vede bine după unde e ăsta. Nu avem moduri. Uite așa. Hai mă băi, să vedem cine face cel mai frumos cort, bine? Să sperăm. Că nu. Mamă, ăsta e cortul, e... cortul bombă. Sau bombă cort. Cum crezi? Așa. Ok. Cum vă descurcați? O, îmi place, altul e de ăsta înalt, îmi place. Și a luat de linie și e bombă, ia uite. Bă, ce faci, mă, aici? Bă, cum ai pus beringurile alea, mă? Bă, ce faci, mă, Adeline? Eu fac creșuri, tu? A, ți-a dat creș? Da. Bă, manevrea, vine-o puțin în coa. Fii atent, dacă ne luăm după ăsta, nu ține connection tool în mână. Dacă ne luăm după ăsta, la Adeline, aici, vrei să vezi cum era cortul? Cum? Așa. Te uiți. Bine, băi, Adeline, băi, îmi place, ți-ai făcut rampă de bungee jumping pe lemnele astea. E forță. Nu știu când nu m-am gândit mai devreme la acel design mirobolant. Dacă ăsta are o înclinație de 45 de grade și am înclinat cortul 45 de grade opus, cât vine linia dintre cub și deviația mea? Nu știu, mă, bază. Zero, că se anulează.
Că e 45 pozitiv cu 45 negativ. Și vine drept. Săracu. A dat brain freeze. Cum e deci luat de luni și crești? Bă, băie, ce l-am întrebat de ce nu-și bagă bani în calculator? El nu mi-a răspuns. Corect. Face Adelin și acolo, bă, Adelin și... O să-ți fac un cadou, o placă video. Întrebarea e, bă, ce o pui? Că-ți trebuie sursă? Îți cumpăr o placă video de-alea poleg la 1,5 milioane. Tu n-ai placă video, nu? Mamă, cu metre. Cu metru. Ai calculator? Da. Bă, de ce nu dai 1,000,000 pe placă video de Poly-X? Realizez că o să fie mai bombă decât integrata ta, nu? O să te joci crap de pârâie după... De ce nu faci chestia asta? Uite, o să-ți caut eu una Poly-X și îl sunt pe ăla. Vocea ta? Salut, frate, și-mi plac asta video. De la 3, face reducere. Da. Ce, ăsta l-a dat tace în clipuri. Nu mă, bă, Adrian, vorbesc serios, naiba, nu mai băga în V-Bucks. Hai mă, că am băgat singură dat. Păi ia, uite-ți la-i placă video și acum știi cum te jucai scrap? Nu mai aveai 15 cât ai acum. Te jucai scrap, te jucai o grămadă. Și-o la mie pe laptopul ăsta, care era o janghină de aia la 14 milioane, aveam 40-50. Cu detalii. Păi, nene, tu cum ai făcut mă aici în spate? Unde, bă? Stai, că mie nu-mi place bara asta, zici ca un dințos. Am și geam, vezi? Am un geam, vezi? Geamul. Îl știi pe Nelu? Nelu geamu. Dai că e geamul așa. Bă, Adeline, vorbesc serios. Ia să pui mâna să... Să ți-o placă video. Îl vezi după Padeline și acolo FPS-uri, bombă. Nu se mai joacă cu noi după, da? Asta voiam să zic. Se duce CTA 5-uri de alea. How did you know, Johnny, mă? Da, bă, trădătorul, bă! Știu cum e vorba aia. Trădătorii să nu-i consider frați. Dacă vă întrebați care-i faza, Johnny un trădător. Bă, cine vi fac aici? De ce nu vine măcar? Nu are răbdări. Dar de ce nu simt bine ca aia? Adică... ea vine mereu dreaptă, da. Trebuie să pun cu bearing, trebuie să pun cu mai multe. Asta o las așa de aerisire. Îmi fac panou solar, bă. Partea asta unde nu-i soarele. Fac pe partea asta și eu. Îmi fac un panou de la șmecher, știi ce zic? Eu ce zici? Ce zic? Îmi fac panou solar, cretinule. Știi ce zic? Nu știu ce zici. Vrei să mă repet? Cu aceleași cuvinte? Altele. N-am. Dacă știi. N-am. Ce ziceam? Ce culoare e un panou solar? Ce culoare vrei tu, nu? Corect, mi-a plăcut. Bă, care vă bateți, mă? Mi-a luat-o asta la plimbare. Cine, mă, cum ai reușit? Aia doar aștept de ringul. Îl știi pe Victor? Victor!
Ia uite, am panou solar. Ce tare arată. Ce vrei să sudezi, mă? Ah, gata, prins. Pe Victor! Zice, o să am și eu. L-ai pe Victor? Panouri solare. Ce-mi place că mă aud așa. Godal de Lin se joacă Spin Tire Smart Runner. A greșit jocul. Da, dar rage, mă. Bă, dar ăla se merge. Stai așa că nu te aud. Da, cred. Zici că da, cred. Cum adică crezi? Nu știu că n-ai jucat decât de acum, stai așa. Că acum s-a instalat. Da, îți mergea primul Spin Tires? Da. Atunci îți merge și ăsta. Sunt la fel. Cred. A, gata, merge. E bine. Câte FPS? 5? 35, băiatul! În meniu. Bine, îți dai seama că... Zici că mă joc Brickrix, da? Dacă v-ați dat seama cum se joacă Adeline Brickrix... Mamă, mamă... Cum se joacă? Se joacă, dar numeri punctele. Să-mi dai odată o poză când te joci să le arăt la băieți pe clipul de Brickrix când iese filmăm. Dar e mișto, mă, față de altul. Dai, bă, e mai tare. Mi-am pus... Ia, manevră! Și-a pus geam. Stai că am greșit. Gata, mă, că am spar și eu, bă. Uite, bă, reverse person. Zic că și tu ai vrut să faci așa. Nu, dar am făcut geam. Păi fă geam. N-ar râdere, n-ar râdere. Da, bă. Cum ai făcut tu panoul ăsta solar? A, dar geamul ăsta, așa-l fac și eu ce ești, nu? Bă, dar tu știi să faci ceva? Nu prea. Ăsta e cel mai frumos geam. Bă, mi-a spus geam. Nu mai să copiezi, știi? Așa? L-am conectat eu deja, mă, criță. Bă. Ce n-ai tu faci? De ce la 30 așa puțin? Mamă! Ia uite, Năluțu! Băi, ce tot copiezi, mă? Păi, cu noile. Vezi că n-am bearing-uri. Îmi pun lumină în tent. De ce era un tent? Poate. Ce e ăla? Nu știu. Cort. Ia uite, uite ce lumină frumoasă am. Ce frumos e. Cum ai făcut? Nu vedem. Stai mă așa că vreau să pun aici. La 11 de ăla. Ce cubă e ăsta, mă? Nu știu, mă. Ce cubă? Ce cubă? Nu vezi, mă, că n-am bearing-uri. E făcut cu d-alea, jack-ul, d-alea. BAM! Și intru în cort. Manevră. Ce? Ce-a dat crash. Da, mă, băieți, că am aducat acest episod. Sperăm că v-a plăcut. O să ne facem aici o tabără. O să mai invităm băieții aici să se joace cu noi. Și o să facem pe echipe lupte, bam. Și o să folosim chestiuța asta. Bă, cred că pot să mă urc în pom. Cred. Stai așa. Stai așa, Neluțu, știi ce camuflare dau? Neluțule, m-am urcat în pom. Sunt sus. Relativ. Mamă, ăsta, sniper, știi, camperul. Și acolo avem o bază ceva mare, mai aici, acolo, și acolo. Mai multe chestii. Da, mă, te urci în pom cu ăsta, bun. Noi ne vedem data viitoare, mă, băieți. Nu uitați să apăsați acolo butonul și de like. Baftă, pa, pa, pam.